Gunoi ăștia din satul Țânțăreni, Anenii Noi, fumegă și mocnește în continuu de mai multe zile. Incendiul care a izbucnit încă în data de 28 iulie nu a fost lichidat, iar localnicii se sufocă în fumul și mirosul insuportabil. Lupta pompierilor cu sursele de ardere duce doar la localizarea acestora, dar nu și la stingerea completă a incendiului izbucnit pe o suprafață de 900 de metri pătrați. Ne aflăm aici deja a doua zi. Avem implicată mai multe tehnici, mai multe autospeciale de intervenție la incendiu. Sunt implicate tehnici ingineriască pentru a aduce pământ și a acoperi toate focarele ascunse, pentru că nu este o ardere deschisă. La fața locului avem un proces de mocnire în interior. Potrivit specialiștilor, din cauza specificului arderei, operațiunea de stingere a incendiului poate fi periculoasă pentru efectivul care lucrează la fața locului. Dat fiind faptul că în condiții de noapte este vizibilitatea redusă, este degajat o cantitate mare de fum, lucrările de stingere a așa tip de incendiu sunt periculoase pentru efectiv, este un risc mare, de asta și nu intervenim, revenim fiecare dată la prima oră, cum se spune, cu lumina zilei, pentru a interveni mai eficient. Pentru a găsi o soluție care ar duce la lichidarea cât mai rapidă a incendiului, în după amiaza de 29 iulie, autoritățile s-au convocat pentru a lua decizii în vederea stopării eficiente a arderii de la Gunoiște. În cadrul discuțiilor s-a decis să fie utilizată tehnica grea de intervenție. Pompierii vor acționa în comun cu reprezentanții regiei autosalubritate pentru a coperta terenul, dar și refularea apei în focarele de care mocnesc. Acțiunile de intervenție vor fi efectuate până la lichidarea completă a arderii.